Un alt fost jucător al Petrolului a trecut în neființă la doar 49 de ani. După o scurtă, dar grea suferință, Bujorel Mucanu, unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din istoria galben-albaștrilor, a încetat din viață. Mucanu a intrat în istoria găzarilor grație celor peste 200 de meciuri jucate în prima ligă, mijlocașul marcând de 19 ori în acest interval de timp. Bujorel Mucanu a îmbrăcat tricoul ploieștenilor și în cele două meciuri cu Anderlecht Bruxelles, disputate în Cupa UEFA din anul 1990. Deci, fotbalist de legendă al Petrolului Ploiești și-a legat ultimii ani din viață de gruparea de Liga 3-a Conpet Ploiești, unde a activat ca antrenor în cadrul centrului de copii și juniori.